Pleoianu arunc în aer PNL. Scrisoarea a primit pe e-mail de la consilierul lui Ludovic Orban, a fost făcut public. Deputatul PSD, Liviu Pleoianu, afirmă într-o postare pe Facebook ce a primit o scrisoare pe e-mail din partea lui Bogdan Gelevan, consilierul președintelui PNL, Ludovic Orban, în care îi se recomandă să nu voteze inițiativa legislativă a senatorului PNL, Daniel Zamfir, cu privire la plafonarea dobânzilor la credite. Cu această ocazie, deputatul PSD susține ce va vota pentru, precizând ce inițiativa legislativă a lui Daniel Zamfir este foarte bună. Ca deputat PSD, primesc pe e-mail o scrisoare prin care Bogdan Gelevan, consilierul președintelui PNL, Ludovic Orban, îmi spune ce inițiativa legislativă a parlamentarului PNL Daniel Zamfir, plafonarea dobânzilor la credite, îngrozitoare și ce mă îndeamnă să nu o votez. Domnule Orban, deconectați-vă propagandistul de la contul meu de e-mail. Inițiativa legislativă a lui Daniel Zamfir este foarte bună și voi vota pentru. PSD. În scrisoarea a ta a e-mailului primit mi se oferă. Argumente. Semnul întrebării virgule pentru a nu vota acest inițiativ legislativ, stabilirea unor preurei maxime este asociat cu decderea Imperiului Roman. Legea maximului general, votat în regimul de teroare din timpul Revoluției franceze, care stabilea preul grânelor, a fost atât de impopular încât a trebuit abandonat un an mai târziu. Fautule maximum. S-a terminat cu preul maxim, a strigat populaia peste terezile Parisului, în vreme ce Robespierre era condus spre ghilotin. Persoanele care au redactat textul sunt bine? Întreb cu compasiune, scrie Pleoianu.